Cetățenii care nu sunt atenți în această perioadă a anului riscă amenzi uriașe dacă nu își curăță zăpada din fața casei. Printre primele sarcini ale zilei în cazul șoferilor se numără deschețarea și dezaburirea mașinilor. Însă nu doar participanții la trafic trebuie să fie atenți la îndepărtarea de gheață și zăpadă dimineața. Românii sunt obligați prin lege să curețe stratul de gheață sau zăpada și nu numai, inclusiv din fața locuințelor lor, astfel riscă amenzi uriașe. Ordonanța de guvern numărul 21 din 2002 privind gospodărirea locuințelor urbane și rurale stabilește reguli că fiecare român este obligat să îndepărteze zăpada sau gheața de pe trotuarele din dreptul casei în care locuiește și chiar țurțurii. Porțiunea de drum din dreptul gospodăriei unde se parchează mașina trebuie de asemenea să fie curată. Avertizările de tipul atenție ca țurțuri nu sunt neapărat relevante. În cazul unui pericol, ele fac ca răspunderea pentru repararea prejudiciului să fie împărțită între proprietar și victimă. Totuși, proprietarul locuinței va trebui să scoată bani din buzunar pentru nerespectarea prevederilor legale. Ordonanța nu stabilește și cuantumul sancțiunilor financiare, ci revin în sarcina autorităților locale. Consiliile locale emit hotărâri în cadrul cărora se stabilesc valoarea amenzilor și alte obligații. Locuitorii sunt obligați să-și curețe drumurile din fața casei în maximum 24 de ore după încetarea zăpezii. Amenzile sunt stabilite prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București numărul 120/2010 și pot varia între 200 și 500 de lei. În Ploiești, sancțiunile financiare sunt cuprinse între 500 și 1500 de lei. În Cluj-Napoca, amenda pentru necurățarea trotuarelor sau îndepărtarea țurțurilor de pe acoperiș poate fi cuprinsă între 500 și 1000 de lei. La Sibiu, pedeapsa este mai mică, amenda maximă fiind în valoare de 200 de lei, relatează România TV.ro.